Voi vorbiți inspirat de Duhul Sfânt, nu? Aveți un dar harismatic în timpul ăsta. Bun. Eu vreau să se repete și s-a repetat la șindrășime. Și cred că aveți darul apostolilor. Auzi că acolo era de șindrășime și tot auzeau în limba lor măririle lui Dumnezeu. Da. Și aici vorbea tot Galilie. Bun, voi vorbiți. Eu mă duc să aduc aici un rus, un german, un polon, să aduc un grec, un spaniol, un francez, un chinez, un brahman, un budist, un indian, un japon, un american, un englez, nici ce și popoare. Și ei se va asculte pe voi cum vorbiți în limbi și fiecare în mintea lui să înțeleagă mărirea lui Dumnezeu și care vorbește într-o singură limbă. Și așa nu se poate. Păi dacă aveți pretenții, dacă sunteți ca apostoli și vine Duhul Sfânt peste voi, și nu se poate. Că e celălalt dar. Ca să auzi ca cel ce vorbește în limbă singur, nu se dește biserică, se dește pe sine singur. Deși eu a spus apostol, dacă ar intra într-o biserică și ar vorbi toți în limbi, n-ar zice trebuie să întâlnim și nebun. Și vorbeți în mână. Că nu se dește biserică. Dacă e de cineva și are dar să te mâncească, atunci le vorbirea în limbi, cu tot că e un dar mai mic decât prorocia, zideți biserică, dacă nu, alălălălă, vorbe niște nebuni acolo și ăla nu înțelege nimic. Ia că care e darul arismatic a vorbind în limbi? Să vorbești tu în limba ta și eu din toate părțile lumii să te înțeleg, ca să zideți biserică. Da, și-l da numai apostolul la urmă. Nu ăștia care să-l dau, dar mă câți pentecostali.